Pentru mine, semnarea celei de-a doua faze a acestei investiții reprezintă mult și sunt foarte atașată de această investiție, dat fiind faptul că ea a început ca primă fază a investiției în 2012, când eram ministru al mediului, și s-a terminat, iată, anul acesta în martie, iar începând cu anul viitor, începem efectiv construcția privind investiția în faza a doua, care prevede o mărire a suprafeței României cu 226 de hectare, practic o suprafață mult mai mare pentru plajele litoralului nostru, începând de la Mamaia, trecând prin Constanța, zona Tomis, mergând mai departe, Agigea, Eforie, Costinești, Olimp, Neptun, Jupiter, Venus, Saturn, Mangalia și până la 2 mai. Sunt convinsă că această investiție, care va fi finalizată în 5 ani de zile, așa cum am spus, va aduce o valoare adăugată prin finanțare europeană pentru tot ceea ce înseamnă dezvoltarea României. Aș vrea să îmi permiteți să mai fac două precizări, și anume, doamnă prim-ministru, ieri am semnat împreună cu Ministerul Muncii și Justiției Sociale, cu Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului, un contract de finanțare de 568 de milioane de euro și care prevede investiția în copii. Avem în programul de guvernare un obiectiv major în ceea ce privește grija față de copii, procesul de dezinstituționalizare. Prin acest proiect de 568 de milioane de euro mărim numărul de asistenți maternali și în același timp profesionalizăm pe toți cei care lucrează în sistemul de asistență socială, astfel încât să ne atingem în 2020 obiectivul de dezinstituționalizare a copiilor. Cel de-al doilea contract de finanțare pe care l-am semnat ieri cu Ministerul Sănătății este cel privind decontarea aferentă plăților aferentă tratamentului precoce pentru HIV-SIDA, de care beneficiază 7.100 de persoane.